familia ar trebui să ofere posibilitatea mentoratului, pentru că proaspeți absolvenți de medicină dentară, în momentul în care termină facultatea, termină cu un bagaj de cunoștințe, atât practice cât și teoretice, și își dorești foarte tare să lucreze. Motiv pentru care ar trebui să învețe să lucreze corect, cât mai corect, și de aceea au nevoie de un mentor. Un mentor trebuie, în primul rând, să-și dorească să împărtășească ceea ce știe, să știe să împărtășească cunoștințele sale, să fie calm, să aibă răbdare și, evident, să sprijine studenții, rezidenții și cei pe care îi îndrum. În cadrul unui program de rezidențiat, în primul rând, rezidenții trebuie să aibă grijă să acumuleze cât mai multe informații pentru a-și îmbogăți bagajul de cunoștințe. În al doilea rând, trebuie să fie punctual, să fie atent la ceea ce le se explică și să îndeplinească toate sarcinile care le sunt adresate. În cadrul clinicilor noastre avem cele mai noi tehnologii, atât pe partea de implantologie, cât și de protetică, motiv pentru care există o oportunitate imensă de învățat. Totodată, în cadrul clinicilor, avem o mulțime de specialiști pe toate ramurile stomatologiei care pot să învețe rezidenții diferite manopere specifice ramurii lor. Pe perioada rezidențiatului vă recomand să acumulați cât mai multe informații, să încercați să lucrați cât mai mult, să urmați un program de rezidențiat într-o clinică privată, tocmai de aceea vă așteptăm la noi.